Slăviți să fie Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul că Dumnezeu este acela care ne-a făcut tuturor în seara această parte în fericirea celor care cred în numele Lui. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta că cei care cred, fără să-L fi văzut, sunt fericiți. Se mulțumim pentru aceasta și să-i spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru că El a înviat din morți. El este viu în vecii vecilor și mai mult decât atât, El este acela care ne-a înviat pe fiecare dintre noi la o viață nouă. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Slăvit să fie numele Domnului, că avem cu toții parte de fericirea aceasta. Apostolul Petru ne spunea nouă, celor care suntem aici și celor din vremea lui, spunea un lucru atât de frumos. Că noi, aceia care credem în Dumnezeu, fără să-L fi văzut în trup, dar care îl simțim și îl vedem, le spunem în versetul 8 din capitolul 1, spune că noi îl iubim fără să-l fi văzut, credem în el fără să-l vedem și ne bucurăm în el o bucurie negreită și strălucită. Și Apostolul spune mai departe că în urma acestei iubiri și acestei credințe care avem față de Dumnezeu, noi aceia care credem în el vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre, mântuirea sufletelor noastre. Să vii să fie Domnul, pentru că acesta că suntem parte acestei fericiri. Glorie, Domnului! Cuvântul Domnului care a fost citit este un cuvânt cunoscut. Cel puțin eu și probabil și dumneavoastră, cel puțin o dată pe an, am auzit predicat cuvântul acesta și vestit. Este de multe ori numit cuvântul acesta și este citit într-o duminică anume numită Duminica Tomei. Sau oamenii din popor îl numesc pastele mici. Este un mesaj cunoscut, dar în seara aceasta aș vrea încă o dată să-i aducem aminte și să privim la omul acesta, Tomei. Cei mai mulți spun despre el și îl văd ca un om necredincios. Eu aș vrea să vă spun lucrul acesta că este pe nedrept numit Tomei necredincios. Pentru că Toma mai înainte, în celelalte pasaje care a avut parte, a dat dovadă de dăruire și de credință. Domnul Iisus Hristos îi spunea în versetul 29, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Și mai mult decât atât, spune cuvântul Domnului în fapte că Toma a fost cu ucenicii mai departe. Toma a umblat cu Dumnezeu mai departe și prin soțirea Duhului Sfânt a fost acela care a propăduit Evanghelia. Toma a fost un om credincios până la sfârșitul vieții lor. Aș vrea să privim la câteva aspecte, așa cum sunt scrise în cartea aceasta, și să vedem fiecare dintre noi, poate putem să ne regăsim în omul acesta, în Toma, și în același timp să privim la el și credința noastră să se mărească. Trăim într-o vreme în care parcă oamenii privesc la cei care sunt puși înaintea lucrării. Oamenii privesc la cei care sunt puși în Sfânta Carte, în Apostol, la ceilalți și parcă tot mai mult încearcă să-i discrediteze. Privesc despre Ilie și spun că a fost într-un fel. Privesc la Petru și spun că a fost așa. Alții privesc pe Toma și spun că a fost altfel. Privesc la cei care sunt puși în fruntea lucrării și încearcă parcă să-i discrediteze. Eu aș vrea să mă axez pe o altă linie. Pentru că eu cred, pentru că biserica tradițională, cea care a fost înainte, a avut o altă extremă. I-a privit pe oamenii aceștia și i-a spus ca niște sfinți depuși în icoană, la o stare la care niciodată nu se poate ajunge. În schimb noi, în vremea aceasta în care trăim, s-ar putea să avem un alt pericol, în aceea în care să privim la ei atât de ușor, să-i luăm ca niște oameni oricare, să-i privim de multe ori ca și oameni de rând, fără să aibă nicio semnătate și să-i discredităm poate în felul acesta. Sunt foarte mulți oameni care se urcă la învoane și spun despre ei că sunt așa sau că sunt altfel. Ceea ce este important este să înțelegem și să credem că oamenii aceștia au fost oameni ca și noi. Au fost supuși acelor slăbiciuni, dar lucrurile care sunt scrise despre ei, că au anumit anumite scăzăminte, este pentru ca să ne întărească pe noi. Să înțelegem că și noi, care cădem în anumite stări, spune cuvântul Domnului în Proverbe că cel neprihănit se ridică. Oamenii aceștia ne-au dat exemple că chiar dacă au căzut, ei s-au ridicat prin Duhul lui Dumnezeu. Aceeași chemare este pentru fiecare dintre noi.
Să nu privim la ei ca niște oameni care sunt puși în icoane, niște sfinți la care noi niciodată nu putem să ajungem la o stare, dar nici în acelălaltă extremă în care să credem că sunt oricum, că ei sunt oricine. Sunt niște oameni prin care Dumnezeu a lucrat și s-a folosit. Apostolul Toma a fost un om deosebit. Apostolul Petru a fost un om deosebit. Ioan, Luca și ceilalți sunt niște oameni despre care Sfânta Scriptură spune că au fost însoțiți de Duhul lui Dumnezeu. Aceeași chemare a trebuit să ne aducă aminte fiecare dintre noi că chemarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Vreau să privim la celelalte două texte din Sfânta Scriptură care relatează pe Toma, să vedem felul în care Toma a fost și să vedem dacă este cu ceea ce ne gândim noi cu adevărat că este omul acesta. În mintea noastră el este un necredincios, dar Toma, Domnul Iisus Hristos i-a spus că a fost credincios pentru că l-a văzut. În altă relatare spune cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 11, că a fost o situație în care Domnul Iisus Hristos a aflat că un arecare Lazar din Betania a murit. Cuvântul Domnului spune despre lucrul acesta că Iisus a mai zăbovit după ce a aflat vestea aceasta. Lazar a murit. Și Domnul Iisus Hristos spune că după ce Lazar a murit, le-a spus ucenicilor, haide să mergem în Betania. Oamenii aceștia au spus Domnul Iisus Hristos, iudeii căutau să te omoare. Și tu cauți să te duci acolo? Domnul Iisus Hristos le-a spus, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc. Ucenicii n-au înțeles ce Domnul Iisus Hristos spunea și a spus mai departe, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine, știm că a fost bolnav. Dar Domnul Iisus Hristos le-a spus așa, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Oamenii aceștia aveau în minte ideea că vor merge înapoi în locul în care iudeii căutau să-l omoare pe Domnul Iisus cu pietre. Și un om dintre ucenici s-a ridicat în mijlocul celorlalți și a spus un lucru foarte important. Haideți să mergem și noi să murim și el. Să murim cu el. Omul acesta a avut un curaj. S-a ridicat în fața celorlalți, poate când oamenii își puneau întrebări, ucenici din trupul Domnului Iisus Hristos, mergem cu Domnul, ce se va întâmpla? Dar Toma a fost un om gata de sacrificiu și a spus, haide să mergem să murim cu el. Suntem noi oare gata și putem să spunem ca și Toma? Când apar situații în viața noastră și poate numele lui Dumnezeu este bulit, poate Dumnezeu este bajocorit de oamenii din jur, când poate cei din jurul nostru sunt în situații în care nu le înțeleg, am putea noi să spunem ca și Toma, care este numit geamă, și noi ca un frate al lui, haidem și noi să murim cu Domnul? Am putea să spunem și noi, haide și noi suntem gata să ne sacrificăm pentru Domnul? Omul acesta a făcut lucrul acesta și a fost gata. Un alt lucru care spune despre Toma, în capitolul 14 în Ioan, omul acesta a fost un om sincer. A dat dovadă de o maturitate și de o sinceritate care, de multe ori, pe noi nu ne caracterizează în totalitate. Domnul Iisus Hristos a început să îi îmbărbăteze. Se le spune despre faptul că el va pleca, să le pregătească un loc și în locul acela vor merge și ei împreună cu el. Ceilalți poate și-au pus întrebări, dar n-au avut curajul să întrebe. Și Domnul Iisus Hristos a spus un lucru, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și care am acolo. Ceilalți ucenici, poate ca și odinioară, la masă își dădeau poate. Și spuneau unul celălalt, întreabă pe Domnul, că nu înțeleg. Poate s-ar fi gândit că poate Ioan, care mai aproape, a fi trebuit el să-l întrebe pe Domnul celui. Dar omul acesta spune în sinceritatea lui, a spus așa, Doamne, nu știu. Nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Omul acesta a fost un om sincer, dacă nu a înțeles ceva, a întrebat pe Domnul și a spus, Doamne, nu știu. În situația în care sunt, eu n-am răspuns. Nu știu unde mergi, nu știu cum pot să ajung la tine, dar ce este cel mai important este că vreau să rămân cu tine și vreau să știu unde mergi. Și Domnul Iisus Hristos a dat un răspuns atât de frumos care a rămas scris în cartea aceasta și a spus așa, eu sunt calea,
Eu sunt adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceste frumoase cuvinte s-au născut prin întrebarea unui om care n-a avut răspuns. Și a cerut lucrul acesta din partea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dă-mi un răspuns să știu unde mergi, unde te îndrepți și care este calea acolo. Omul acesta este Toma. Aș vrea să privim mai departe și înainte de a încerca să-l primim pe Toma ca și un necredincios, aș vrea să ne gândim la un lucru, că în situația lui se aflau toți ceilalți. În situația aceasta de neînțelegere, spune cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 20, cu versetul 9, spune despre ucenici că toți nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. N-a fost Toma unul dintre ei, a fost toți ucenici într-o stare de neînțelegere. Și cuvântul Domnului precizează mai departe și spune lucrul acesta, că au venit la ei în Marcu, în capitolul 16, au venit femeile și li s-au arătat și le-a spus: a înviat Domnul. Și la versetul 11 spune așa: când au auzit ei că este viu și că a fost văzută de ea, n-au crezut. Spune cuvântul Domnului în versetul 12: după aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de, au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședea la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. A fost un lucru unanim. Toți se aflau într-o stare de neînțelegere, pentru că ei nu puteau să înțeleagă că după Scriptură, Domnul Iisus Hristos trebuia să învieze. Tom a fost în grupul acestor oameni și cuvântul Domnului spune că în momentul în care ucenicii au venit și au spus: a înviat Domnul, omul acesta n-a tăgăduit lucrul acesta. N-a spus că n-a înviat. Omul acesta a căutat o dovadă vizibilă sau o dovadă palpabilă a învierii. Omul acesta nu s-a mulțumit doar faptul că i-a spus ucenicii: a înviat. Omul acesta nu s-a mulțumit doar să-i se spună: a înviat Domnul. Ce l-a dorit mai mult decât atât să simtă și să poată să pună mâna, să poată să atingă pe Dumnezeu, și el a spus așa: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Omul acesta poate l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în momentul în care mâinile au fost răpunse. Omul acesta poate a văzut în momentul în care coasta Domnului Iisus Hristos a fost răpunsă și pentru el a fost niște semne vizibile. Semne în care el a crezut și a spus: eu ca să cred trebuie să văd. Poate și-a pus întrebări și a fost îndoială în mintea lui. Dar aș vrea să vă spun că omul acesta a cerut o dovadă vizibilă. Noi care suntem în seara aceasta aici, nu suntem oare de multe ori frați cu Toma? Nu cerem și noi de multe ori lucruri pe care putem să le atingem, să le pipăim, să spunem: Doamne, fă cu tare lucru? Am putea să ne aducem aminte de un om al lui Dumnezeu, de un mare om, de un patriarh, spune cuvântul Domnului, care a plecat într-o zi la tatăl său. Și aș putea să vă gândiți la lucrul acesta și el este menționat așa. S-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui un lucru în felul următor, i-a spus așa: iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi duce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Omul acesta s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Este vorba de Iacob. Și omul acesta, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, după ce Dumnezeu i-a făcut promisiunea aceasta, el vine și spune mai departe, în versetul 20, el face o juruință și spune așa: dacă va fi Dumnezeu cu mine. Oare era puțin diferit față de Toma? Oare noi suntem cumva diferiți sau punem același lucru? Dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi. Dacă Dumnezeu va fi cu mine și îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va face să mă întorc în pace în casa tatălui meu, dacă Dumnezeu va face toate aceste lucruri, atunci
Domnul va fi Dumnezeul meu. Omul acesta a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Dumnezeu i s-a relevat în vis și el a spus, dacă Dumnezeu va face toate aceste lucruri, atunci Dumnezeu va fi Domnul meu. A fost o credință pe care Iacob a arătat-o. Poate de multe ori suntem puși noi în aceea situație. Punem semne și întrebări și spunem, Doamne, sunt lucruri pe care nu le înțeleg. De multe ori nu trebuie să privim ca ceva greșit. De multe ori noi avem o rugăciune sau o cântare care spune, rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. S-ar putea ca copiii să audă de la părinți despre Domnul Iisus Hristos și aș vrea să vă spun că nu este suficient. Ei trebuie să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos cel Înviat. Într-o altă împrejurare, un alt om al Scripturii a spus un lucru atât de important și omul acesta preciza în felul următor. În capitolul 3 din Habacuc spune în felul următor. După ce omul acesta a auzit tot ceea ce Dumnezeu va face între neamuri și cu poporul lui Dumnezeu, omul acesta, când a auzit lucrul acesta, spune, m-am îngrozit. Și el a spus așa, însuflețește lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta, adu-ți aminte de îngurarea ta. Și versetul 17 vine și spune așa, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri în staule și nu vor mai fi oi în grajduri. El vine și spune, eu tot mă voi bucura în Domnul. Sunt lucruri total diferite. Sunt doi oameni ai credinței, unul care a pus înaintea Domnului și a spus, Doamne, dacă vei face lucrurile acestea, îți voi sluji. Dar omul acesta a venit și a spus, Doamne, chiar dacă nu voi mai avea hrană, chiar dacă vor lipsi de pe câmp hrana, chiar dacă nu va mai fi în staul, chiar dacă se vor întâmpla toate aceste lucruri pe care tu le-ai spus, eu, spunea el, tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Sunt doi oameni. Am putea să vedem ca două feluri de credință de multe ori. Un om care a pus întrebări și a spus, Doamne, eu cred în momentul în care pot să ating și să văd. Cu siguranță că chemarea pentru noi este de a trăi o umblare prin credință și nu prin ceea ce vedem, nu ceva palpabil. Pentru că cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta, că noi suntem chemați să umblăm prin credință și nu prin vedere. E adevărat, dar cuvântul acesta ne spune și ne învață în seara aceasta. Este important pentru fiecare dintre noi. Dacă ajungem în situații ca lui Toma și ne punem semne de întrebare, să rămânem totuși credincioși lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau lucrurile acestea. El n-a cerut lucruri mari. El a văzut ceea ce Domnul Iisus Hristos a avut în palmele Lui, a avut semnele Lui să le vadă. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor. Le spunea că după ce El îi va pleca din lumea aceasta, vor veni unii în numele Lui și vor încerca să amăgească pe unii dintre ei. Se poate ca omul acesta să-și fie adus aminte. Să spune întrebări de felul acesta și să-i spună uceniștilor, oare voi ați verificat? Ați verificat oare este Domnul cu adevărat? Ați atins voi mâinile Lui? Ați pus mâna în coasta Lui? Ați văzut voi cu ochii voștri? Omul acesta a privit la lucrul acesta și a cerut semne. Despre omul acesta spune cuvântul Domnului că a existat un moment al întâlnirii cu Hristos. Și în momentul întâlnirii cu Hristos spune cuvântul Domnului că a existat o schimbare pentru el. Omul acesta a cerut ceva personal. Ca Dumnezeu să-i se descopere și ceea ce el nu înțelegea, Dumnezeu să-i descopere. Omul acesta a vrut să creadă ceva adevărat, să nu se înșele. Că ceea ce spun alții s-ar putea să nu fie adevărat. Dar omul acesta a trebuit mai mult decât ceea ce spun ei, a trebuit să se întâlnească cu Hristos. A trebuit, ucenicii au spus, a înviat Domnul.
El și-a pus semne de întrebare pentru că, așa cum spunea Sfânta Scriptură, n-a putut să priceapă că după Scripturi, Hristos trebuia să învieze. Dar cuvântul Domnului spune că a trebuit ca omul acesta să se întâlnească cu Hristos și să facă acea frumoasă mărturisire. Despre ceilalți ucenici nu se spune lucrul acesta. Dar despre omul acesta spune cuvântul Domnului că a făcut acea frumoasă declarație care a spus așa, în versetul 28. Drept răspuns, după întâlnirea cu Domnul, el a spus așa, Domnul meu și Dumnezeul meu. El n-a mai avut nevoie de alte motive ca să creadă că El este Dumnezeu. Ceilalți ucenici, după ce s-au întâlnit cu Domnul, au rămas totuși puși în cuiar. Ceilalți ucenici, după întâlnirea cu Domnul, poate au mai șovăit într-un fel sau altul. N-au avut aceeași declarație și aceeași mărturie ca și Toma. Dar omul acesta parcă se aseamănă un pic cu Petru, prin felul lui de-a fi. El are așa exclamații, de obicei, ieșite din comun, haideți să murim cu Domnul. Domnul meu și Dumnezeul meu. Omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu și a făcut așa frumoasă mărturisire. Domnul meu și Dumnezeul meu. Suntem în seara aceasta în locul acesta și cred că fiecare dintre noi. Am auzit multe lucruri spuse despre un Domn și un Hristos care este viu. Fiecare dintre noi avem semne vizibile și avem semne prin credință prin care putem să credem că El a înviat. De multe ori poate ne mai punem semne de întrebare și am vrea lucruri noi ca Dumnezeu să le facă în viața noastră. Poate mai cerem semne noi. Dar ceea ce aș vrea să vă spun în seara aceasta este nevoie încă o dată să înțelegem că El este Domn și El este Dumnezeu. Trebuie încă o dată să ne apropiem de El și așa cum spune cuvântul Domnului, să avem parte de fericirea celor care L-au văzut prin credință pe Dumnezeu. Cu siguranță că noi nu vom putea în seara aceasta să punem ca și Toma mâna în semnul cuierilor. Noi nu vom putea să punem mâna în coasta Lui. Dar noi vom putea să vedem prin credință minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi și să credem că El este viu. Pentru că cuvântul Domnului spune că lucrurile care au fost scrise, chiar și cele care sunt de neînțeles pentru noi, au fost scrise pentru ca noi, cei care suntem aici, să credem că Iisus este Hristos. Lucrurile care au fost citite și care sunt spuse în biserica aceasta, lucrurile pe care le citim în Evanghelie sunt spuse și sunt scrise aici pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viață în numele Lui. Chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o fiecăruia dintre noi este să credem. Să credem într-un Dumnezeu care este viu. Cu siguranță că credința aceasta, așa cum spune Sfânta Scriptură în Romani, vine în urma auzirii. Dar fiecare dintre noi nu cred că poate să se dezvinovățească, să spună că nu a auzit cuvântul. Cuvântul acesta al Evangheliei este tot timpul propovăduit. Și Apostolul vine și spune așa în capitolul 10 cu versetul 17, spune așa, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Versetul 8, partea a doua, spune așa, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care vi-l propovăduim noi, spune Apostolul Pavel. Este un cuvânt care se vestește și un cuvânt care este scris. Cuvântul acesta este spus și cu siguranță noi trebuie să credem în el. Cuvântul acesta și credința se întipărește în mintea noastră. Mai târziu spune cuvântul Domnului că cuvântul acesta trebuie să se lejuiască în inima noastră prin credință. Și mai târziu spune cuvântul Domnului că prin mărturisirea cu gura, omului Dumnezeu care a auzit cuvântul, care și-a pus credința aceasta în inimă, ajunge, spune cuvântul Domnului, la mântuire. Suntem chemați în seara aceasta. Ca și oamenii ai credinței, așa cum spune cuvântul Domnului, să umblăm prin credință. Suntem chemați ca și oamenii Dumnezeu, așa cum spune cuvântul Domnului Iacob, să facem fapte vrednice de credința noastră. Și Apostolul venea și spunea lucrul acesta că credința fără fapte este moarte. Și cuvântul Domnului spune așa despre Avram, în versetul 22, că credința lui lucra împreună cu faptele lui. Și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită.
Unde cuvântul Domnului astăzi s-a întâlnit Scriptura care zice Avram a căzut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost socotit ca neprihănit și el a fost numit prieten de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Că prin faptele credinței noi putem ajunge la desăvârșire, spune cuvântul Domnului în versetul 22, prin fapte, credința ajunge la desăvârșire. Un alt lucru important pe care trebuie să-l înțelegem, suntem chemați să umblăm în credință, în fapte vrednice de credința noastră și în același timp trebuie să înțelegem că credința noastră va fi încercată în lumea aceasta în care trăim. Dar încă o dată, fiecare dintre noi avem parte de fericire. Dacă credem în Domnul Iisus Hristos și îl facem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al nostru personal. Este o invitație și o chemare pe care fiecare dintre noi trebuie să mediteze adânc. Omul acesta a fost gata de sacrificiu, Toma. Omul acesta a fost un om gata și în momentul în care era înțeles, a cerut Domnul Iisus Hristos să-l lămurească. În momentul în care n-a priceput, a cerut semne și a spus, Doamne, fă-mă să văd, să te ating, ca să pot să te înțeleg. Și mai târziu spune cuvântul Domnului, după 8 zile, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a venit în mijlocul lor, i-a spus lui Toma, pace vouă, și s-a uitat lui Toma, nu l-a dojenit, nu i-a spus cuvintele, i-a spus, Tomo, vino și vezi, vino și pune mâna, vino și atinge, pentru ca credința lui Toma să se întărească. Cei care suntem aici, va trebui să facem același lucru. Să putem să credem în Dumnezeu. Să fim și noi gata de sacrificiu. Să fim și noi parte și gata în momentul în care nu înțelegem să cerem lui Dumnezeu să le lumineze. Și în același timp să fim gata să umblăm în credință. Dar nu într-o credință care să ceară întotdeauna și în orice moment semne și minuni, ci o credință care să vină din inimă. Și în credința aceasta să umblăm fiecare dintre noi. Amin. Am vrea să întreb dacă fanfara mai poate să-l aud, dacă nu, să pregătim să cântăm o cântare în frumos.